Vă răspund ce am răspuns și o să răspund de fiecare dată. Până când nu se clarifică lucrurile în partid, eu nu fac nicio declarație. Am înțeles. Da? Da, lăsați Ministerul Sănătății, plecați cu inima deschisă. Întrebarea noastră nu are sens dacă v-am răspuns la întrebarea dinainte. Când vom avea un răspuns astăzi? Astăzi, Biroul Politic Național, probabil după ora 12:01, când se va face votul, se va discuta ce se preconizează, atunci toată lumea va ști de ce este vorba, inclusiv eu. Dacă plecați, aveți vreun regret? Dacă ar fi să plec, da, regret foarte tare că am ajuns cu reforma, să spun, la realizarea ei 99%, urma acum numai 1%, 2-3 acte normative, după care ar fi trebuit să luptăm să o aplicăm. Dar eu cred că așa cum s-a ajuns în prezent, indiferent ce s-ar întâmpla, ea nu mai poate fi amânată sau stopată. Se vehiculează numele președintelui CNAS pentru... Intrați în speculații, nu vreau, mulțumesc. Și pentru Ministerul Finanțelor, cu ce idei noi v-ați... Iarăși intrați în speculații. Discutăm toate la timpul lor. Eu așa sunt obișnuit. Ați văzut că eu încerc să lucrez organizat, pe etape, pe programe, pe proiecte. Sigur, dumneavoastră, jurnaliștii, vreți să aflați mai repede, pe bună dreptate. Dar eu nu pot să fac asta. Să renunțați la Ministerul Sănătății în aceste momente, când oricum vorbim și despre o reformă în sănătate, pentru cel care va veni, noul ministru? Eu cred că toți care trăim în țara asta știm despre ce este vorba. Și cine dorește să preia un asemenea portofoliu este un om informat, este un om care știe despre ce este vorba. Este un om din Partidul Național Liberal, care chiar cunoaște pașii pe care noi am făcut, cunoaște direcțiile în care vrem să ducem sistemul. Deci nu e ceva nou, nu s-a născut cineva astăzi și acum se lovește de Ministerul Sănătății. Cristian Bușoi. Insistați, mă bucur. Insistați în continuare. Da, da. S-a făcut propunerea aceasta oficial, din câte știți dumneavoastră? Nu insistați, că n-am să încerc să vă spun mai mult decât pot și cred că este și corect față de colegii mei. Dacă veți pleca astăzi de la Ministerul Sănătății... Astăzi în niciun caz, stați liniștit că nu plec astăzi. Dacă plecați zilele acestea de la Ministerul Sănătății, de reproșat, aveți să vă reproșați ceva pentru acest un an și câteva... Cred că orice om are ce să-și reproșeze din câte și-a dorit să facă. Uneori n-a reușit la nivelul de calitate pe care a vrut, alteori la nivelul de ritm de muncă la care se aștepta, alteori la diferența dintre așteptări și realitate efectivă, sunt multe de spus. Eu cred că nimeni nu e perfect pe lumea asta și nimeni nu poate să facă absolut tot ce își propune. Important e să facă cu bună credință și cât mai bine din ceea ce face. Asta cred eu că e corect. Vă mulțumesc frumos. O zi bună!